Cristina, astăzi am văzut că a făcut clătite pentru fete. Spuneau că au bătut și ceva carne să o bage la cuptor pentru diseară, la petrecere. În grădina fetelor au făcut astăzi curățenie mamele. Erau ajutate și de câteva fete. Era acolo Laura, am văzut-o și pe Delia, dar și Maria le ajuta pe mame. În casa băieților s-a făcut sport, astăzi au și gătit ceva băieți, au pus la cuptor într-o tavă ceva de mâncare. A fost mini-petrecerea, la un moment dat Antonia o luase pe Delia în brațe, a aruncat-o pe canapea și au venit, au venit Cristina și Andrada peste ele, au căzut pe jos și s-au răsturnat cumva de pe canapea spunea Cristina că s-a lovit puțin, dar nu a fost nimic așa grav. În curtea băieților se joacă fotbal, au o minge mai mică, nu știu de unde au făcut rost de ea, dar băieții jucau, făceau pase. La un moment dat Albert a prins mingea, le arăta băieților ce jonglerii făcea el cu mingea, ba pe genunchi, ba pe picior și a vrut să dea mai tare cu șutul în minge și a zburat papucul ca, ca avionul peste gard. Au rămas toți băieții uimiți, a buvnit râsul, s-au amuzat foarte tare, așa că Albert a rămas doar într-un papuc și l-am văzut că a mers la cameră și le-a cerut voie celor din staff să meargă să și ia papucul. Nu știu ce este peste gardul acela, dacă era în curtea fetelor sau în afara casei Mireasa. I-au dat voie și a mers să-și ia papucul. Fetele se pregătesc pentru petrecere, își fac unghiile și discutau despre faptul că își doresc să țină ceva mai mult petrecerea din seara aceasta. Maria spunea că speră să țină ceva mai mult petrecerea și fetele erau de acord.